Aș vrea totodată să apreciez pe fiecare dintre dumneavoastră și să vă salut pe toți în numele Domnului, pe toți cei care ați ales să fiți împreună cu noi în această seară, frați, surori, prieteni, musafiri, oameni care vă aflați cu noi, Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți și în această seară, alături de Cuvântul lui Dumnezeu, fiecare dintre noi să fim binecuvântați de Cuvântul Domnului. După ce am simțit cercetarea Duhului prin rugăciune și cântare, aș vrea să-i permitem Cuvântului lui Dumnezeu să așeze în inima noastră în această seară credință, nădejde, pentru că într-o zi Hristos, pentru care noi și pe care noi îl lăudăm și îl cântăm, va veni și ne va duce acasă. Slăvit să fie Domnul! Dragilor, pentru că nu au trecut foarte multă vreme de când am sărbătorit învierea Domnului Iisus, noi care suntem în diaspora de multe ori și de marea majoritate sărbătorim de două ori, anul acesta a fost în data de 4-a pentru zona de vest, pentru bisericile din vest care sărbătoresc înaintea celor din est. În România, în data de 1-a a fost sărbătorirea învierii Domnului Iisus Hristos. Și pentru că am fost în preajma acestei sărbători și pentru că mesajul pe care l-am avut în luna precedentă referitor la învierea Domnului Iisus Hristos, am avut atunci un mesaj pe care l-am intitulat Efectele Învierii, în care spuneam că învierea dă semnificație credinței creștine, adică învierea lui Hristos. Învierea lui Hristos asigură planul de mântuire al omului. Învierea lui Hristos oferă perspectiva locului de așteptare în starea intermediară și în ultimul punct spuneam că învierea lui Iisus Hristos garantează învierea credincioșilor. Pentru că ne aflăm în recenta sărbătoare a învierii lui Iisus Hristos și pentru că ultimul meu punct scotea în evidență faptul că învierea lui Iisus Hristos garantează învierea credincioșilor, aș vrea să am o continuitate în seara aceasta și să vorbesc despre învățătura pe care noi o avem cu privire la învierea morților. Pentru că am plecat de la premiza că Hristos cel înviat și datorită învierii lui Iisus Hristos, El ne garantează și învierea noastră a credincioșilor. Dar pentru seara aceasta aș vrea să continui și să vorbim despre această înviere a morților. Și aici vom face referire la capitolul general de înviere a morților. Bineînțeles, pe parcursul mesajului mă voi referi învierea morților celor care sunt credincioși și învierea morților care sunt necredincioși. Pentru că învierea lui Iisus Hristos garantează învierea, așa cum am citit versetul 23, și după cum, versetul 22 care spune, și după cum toți mor în Adam, toți așa toți vor învia în Hristos. Dar fiecare la rândul cetei lui, Hristos cel din tâi rod, apoi noi la venirea lui care suntem al lui Iisus Hristos. Deci vedem că textul vorbește atât despre învierea credincioșilor, cât și de învierea oamenilor din pasajul pe care l-am citit de la 35 încolo, a tuturor care au existat pe pământ. Și vom vedea ce spune Scriptura despre lucrul acesta. Scopul principal nu este acela de a mă referi la învierea dintre morți ca un miracol al învierii, ci scopul este să vedem ce spune Sfânta Scriptură despre această învățătură a învierii morților, atât în Noul Testament cât și în Vechiul Testament. Și totodată să aprofundăm cuvântul și adevărul Bibliei despre învierea viitoare și nu în ultimul rând, ultimul scop pentru noi ca și biserică, atunci când vorbim despre învierea morților, este să aducă în inima noastră speranță. Speranța că într-o zi, indiferent de cum vom fi la venirea lui Iisus Hristos, fie că vom fi în viață sau că vom trece din viață și vom fi în țărână, vom vorbi și acest subiect aduce în inima noastră speranță și nădejde că într-o zi cei ce au adormit cu Hristos vor învia, slăvit să fie numele Domnului. Și indiferent cum ne va găsi momentul revenirii lui Iisus Hristos, dacă suntem cu Iisus Hristos, indiferent că vom fi în țărână sau vom fi în viață, dacă vom fi în țărână vom fi înviați și transformați, iar dacă vom fi în viață vom fi transformați și cu toții răpiți ca să fim cu Domnul în văzduh, slăvit să fie Domnul. Haideți să intrăm în adevărul acesta despre învierea morților și haideți mai întâi să definim, să vedem ce este învierea morților. Atunci când ne referim la învierea morților, aș vrea să ne referim puțin la ceea ce înseamnă moartea fizică, care presupune despărțirea Duhului și a sufletului de trup prin încetarea funcțiilor biologice a organismului, a corpului uman. Duhul de viață este luat la Dumnezeu, iar sufletul omului este așezat în locul în care omul pe pământ a trăit în funcție de relația cu Dumnezeu sau lipsa relației cu Dumnezeu. Și omul acela care trece din viață
atunci când pleacă din viața aceasta, contează, exact cum am spus data trecută, că învierea lui Iisus Hristos oferă perspectiva locului de așteptare în starea intermediară. Și este foarte important ca omul să fie mântuit și să-L aibă pe Iisus Hristos în inimă. Slăvit să fie Domnul! De aceea, pentru că moartea înseamnă despărțirea sufletului și a Duhului de trup, când ne referim la învierea din morți, învierea este repunerea trupului și a Duhului, repunerea în trup a Duhului și a sufletului împreună, prin readucerea la viață a trupului fizic, adică repunerea Duhului și a sufletului împreună prin readucerea trupului la viață. Cuvântul lui Dumnezeu, care este Noul Testament, este scris în limba greacă, are un termen acolo numit anastasis, care înseamnă ridicare din nou. Deci, în mod sigur, învierea din morți, dragilor, presupune modificări esențiale între condiția pe care noi am avut-o înainte de a trece din viață și după momentul învierii. Cu alte cuvinte, există o diferență între trupul care este așezat în mormânt și trupul care învie la învierea din morți. Și vom vedea diferența aceasta pe parcursul mesajului din seara aceasta. Pentru că, dacă ne aducem aminte, există o foarte mare diferență, ca exemplu, să înțelegeți diferența, există o diferență între învierile produse de Iisus Hristos. Și aici ne referim la învierea lui Lazar, la fica lui Iair, la toate învierile pe care Domnul Iisus Hristos le-a efectuat când trăia în trup. Oamenii aceștia au înviat, însă au înviat în același trup, iar mai apoi oamenii aceștia au decedat din nou. Însă când ne referim la învierea Domnului Iisus Hristos, învierea lui Iisus Hristos este diferită, este total diferită, nu este identică cu aceasta. Este unica, unica înviere din învierele pe care Biblia vorbește despre ele și care va mai fi la răpirea bisericii și învierile viitoare care vor avea loc. De aceea, biserica lui Iisus Hristos la înviere va avea ca prototip trupul înviat al Domnului Iisus Hristos. Acest ca exemplu, ca să vedem diferența între trupul înviat după înviere și trupul care a fost depus în țărâna pământului prin moarte. Haideți acum, după ce am văzut definiția, haideți să vedem ce spune Scriptura despre aceasta, pentru că să știți, învierea morților, dragilor, este o învățătură fundamental biblică. Este o învățătură fundamental biblică, pentru că dacă nu există înviere, atunci nu există nici judecata viitoare, atunci nu există nici rai, nu există nici iad, nu există Hristos, nu există mântuire, nu există nimic din ceea ce noi beneficiem astăzi. Dar pentru că Iisus Hristos a înviat și mare parte a planetei cântă și crede în învierea lui Iisus Hristos, în această zi, Cuvântul lui Dumnezeu reafirmă că învierea morților este o învățătură fundamental în Sfânta Scriptură. Slăviți să fie Domnul! Învățătura despre înviere, dragilor, nu este o legendă extra-biblică. Adică nu este ceva pe care noi ne bazăm. De exemplu, bisericile tradiționale, am ascultat un profesor doctor de la Biserica Ortodoxă și când a fost întrebat de ce îi susțin foarte multe doctrine biblice pe tradiție, din punct de vedere a bisericilor neoprotestante, singura bază pentru învățătura noastră este Scriptura. Pe când bisericile istorice au la bază și tradiția. Și spunea acest profesor că din punctul lor de vedere, tradiția bisericească este pe aceeași treaptă, egală 50%, 50% cu Biblia. Cu alte cuvinte, ei pe lângă Sfânta Scriptură, pentru ei tradiția este la fel de infailibilă în comparație cu Sfânta Scriptură. Lucru pe care noi considerăm că nu este așa. Singura învățătură care este 100% adevărată este Sfânta Scriptură. Nicio altă tradiție, indiferent cum s-ar numi ea și indiferent din ce biserică ar face parte, că e biserica catolică, că e biserica ortodoxă, că e biserica protestantă, că e biserica reformată, dragilor, singura care poate să ne mântuiască și care aduce viață în inimile noastre prin mântuire este Evanghelia. Evanghelia prin Iisus Hristos, slăvit să fie Domnul. De aceea, pentru noi, singura care contează în aplicarea Cuvântului lui Dumnezeu este Sfânta Scriptură, slăvit să fie Domnul. De aceea, pentru că această învățătură este bazată fundamental în Scriptură, învățătura morților conține foarte mult adevăr biblic și noi vorbim doar despre ceea ce Sfânta Scriptură spune.
Nu avem nici tradiții, nu avem nici alte cărți care să combată Scriptura. Noi ne ghidăm după principiul numit sola Scriptura, adică doar Scriptura. Haideți să vedem ce spune Cuvântul lui Dumnezeu despre asta. Și pentru că vorbim despre învierea morților, aș vrea să ne uităm mai întâi învierea morților în Vechiul Testament. Pentru că am spus că învierea morților este o învățătură fundamentată în Biblie. Învierea morților în Vechiul Testament. Să știți că avem foarte multe texte în Vechiul Testament care fac trimitere și referire la învierea morților. Și aș vrea să citesc doar două dintre ele. Referirile mele sunt mult mai multe, ca de fiecare dată îmi notez cel puțin 4-5 referințe biblice, dacă cumva cineva nu a înțeles la sfârșit, să pot să stau de vorbă cu el și îmi notez mai multe versete. Dar pentru că timpul nostru este destul de relativ scurt în casa Domnului, o oră și jumătate, aș vrea să citesc doar două versete care să scoată în evidență că învierea morților este un fundament biblic de bază. Și haideți să citesc mai întâi Isaia 26, capitolul 19. Isaia, în capitolul 26, versetul 19 spune în felul următor. Aici cuvântul Domnului declară așa: să învie dar morții tăi, să se scoale trupurile mele moarte, treziți-vă și săriți de bucurie, cei ce locuiți în țărână, căci roa ta este o roă dădătoare de viață și pământul va scoate iarăși afară pe cei morți. Aceasta este una din referințele biblice care vorbește despre învățătura învierii din morți. Cu alte cuvinte, Scriptura, încă din Vechiul Testament, vorbește despre învierea morților. Mergem în Daniel, în capitolul 12, versetul 2. O altă referință biblică care vorbește despre faptul că va exista o înviere a morților. Cuvântul Domnului în versetul 2 spune așa: mulți din cei ce dorm în țărâna pământului se vor scula, unii pentru viața veșnică, iar alții pentru ocară și rușine veșnică. Deci uitați că deja din Vechiul Testament există o separare, o despărțire între persoanele care sunt credincioase și cred în Dumnezeu și persoanele care nu sunt credincioase și care nu cred în Dumnezeu. Există încă din Vechiul Testament o separare, cu toate că Vechiul Testament nu vorbește foarte clar despre învierile viitoare în amănunt, așa cum o face Noul Testament. Vechiul Testament prezintă ideea biblică că într-o zi, la cuvântul lui Dumnezeu, morții, cei credincioși vor învia, cei credincioși vor învia pentru viață veșnică, iar cei necredincioși vor învia pentru pedeapsă veșnică. Așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Deci vedem că învierea morților este înțeleasă în Vechiul Testament, dragilor, ca fiind izbăvirea lui Dumnezeu pentru cei credincioși. Aceasta este învierea morților, este izbăvirea lui Dumnezeu pentru cei care sunt credincioși. Vechiul Testament, așa cum spuneam, nu dă prea multe detalii, însă în Noul Testament vine cuvântul lui Dumnezeu și aduce foarte multe, foarte multe detalii despre învierea morților. Vechiul Testament afirmă existența învierii dintre morți și a vieții petrecute în prezența lui Dumnezeu sau în absența prezenței lui Dumnezeu. Totodată, Vechiul Testament, pe lângă faptul că declară și vorbește despre înviere, mai mult decât atâta, în Vechiul Testament este consemnat miracole ale învierii din morți. Adică, în timp ce Dumnezeu afirma prin proroci că Dumnezeu va aduce învierea dintre cei morți pentru cei credincioși și pentru cei necredincioși, în același timp Dumnezeu a făcut foarte multe miracole în Vechiul Testament prin robii săi proroci. Și aș vrea să luăm doar câteva exemple. Fiul văduvei din Sarepta, în 1 Împărați, în capitolul 17. Aici cuvântul Domnului ne vorbește în 1 Împărați despre Ilie, care s-a dus în Sarepta și fiul acestei văduve din Sarepta a trecut din viață. Și haideți să citim, pentru că e cuvântul lui Dumnezeu, aș vrea să citesc măcar pasajul acesta, deși am mai multe pasaje biblice, dar haideți să ne referim la acesta ca un punct de plecare care să ne arate că în Vechiul Testament s-au întâmplat foarte multe minuni de învieri. Și aici cuvântul Domnului spune așa: după aceea fiul femeii, stăpâna casei s-a îmbolnăvit și boala lui a fost atât de cumplită încât n-a mai rămas suflare în el. Femeia a zis atunci Ilie: ce am eu de a face cu tine, omule al lui Dumnezeu? Ai venit la mine doar ca să aduci în aminte lui Dumnezeu de nelegiuirea mea și să-mi omori astfel fiul? El i-a răspuns: dă-mi încoace pe fiul tău. Și l-a luat de la sânul femeii, l-a suit în odaia de sus,
unde locuia el și l-a culcat pe patul lui. Apoi a chemat pe Domnul și a zis: Doamne Dumnezeule, care atât de mult să mâhnești tu chiar pe femeia, pe văduva aceasta, la care am fost primit ca oaspete încât să-i omor fiul? Și s-a întins de trei ori peste copil, a chemat pe Domnul și a zis: Doamne Dumnezeule, te rog, fă să se întoarcă sufletul copilului în el. Domnul a ascultat glasul lui Ilie și sufletul copilului s-a întors în el și a înviat. Ilie a luat copilul, l-a coborât jos în casă, din odaia de sus și l-a dat mamei sale. Și Ilie a zis: iată, fiul tău este viu. Și femeia a zis lui Ilie: cunosc acum că ești omul lui Dumnezeu și că Domnul și cuvântul Domnului este în gura ta, este adevăr, slăvit să fie Domnul. Deci vedem încă din Vechiul Testament că Dumnezeu, pe lângă faptul că a adus prin gura prorocilor cuvinte de întărire a învățăturii dintre cei morți, cu toate acestea Dumnezeu în plus a făcut și a operat foarte multe minuni. Slăviți să fie numele Domnului! Haideți să mergem acum în Noul Testament. Învierea morților în Noul Testament. Textele sunt foarte numeroase care vorbesc despre această doctrină a învierii. În primul rând, Domnul Iisus Hristos a învățat despre învierea dintre cei morți. Pentru că Iisus Hristos este etalonul acestei învățături. Pentru că am citit pasajul de la care am plecat, din 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 20, care spune că Hristos a înviat din morți spârga celor adormiți. Și atunci, însăși prin învățătura sa, Domnul Iisus Hristos a vorbit despre învierea viitoare. În Matei, capitolul 22, versetele 23 la 27, în Ioan 5, versetele 25 la 29, în Ioan 6, versetele 39 la 40. Apoi ne aducem aminte, nu doar că Domnul Iisus Hristos a vorbit despre învieri, apoi Petru, la cincizecime, vine și afirmă și vorbește despre învierea lui Iisus Hristos din morți. Pavel la Areopag. Dacă vedeți, dragilor, în Noul Testament, învățătura bisericii primare se baza pe învierea din morți a Domnului Iisus Hristos. Deci învățătura biblică cu privire la învierea din morți este o învățătură fundamentală. Citim pasajul din Fapte 17 ca să vedeți care a fost propovăduirea apostolului Pavel în timp ce venea la neamuri. Și în Atena, în Areopag, cuvântul Domnului, la cuvântarea lui Petru, a lui Pavel, spune așa, versetul 30 din 17, capitolul 17: Dumnezeu nu ține seamă de vremurile de neștiință și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască, pentru că au rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul că l-a înviat din morți. Deci vedem că învățătura bisericii primare, a ucenicilor Domnului Iisus Hristos, s-a bazat pe învierea dintre cei morți. Pentru că dacă Iisus Hristos n-ar fi înviat, exact cum apostolul Pavel vorbește în capitolul 15, capitolul 15 din 1 Corinteni nu este altceva decât un fundament puternic adus de Pavel în inima celor din Corint, care aveau în inima lor, pe de o parte, ideologia greacă, elenistă, care nu credea în învierea morților, iar pe cealaltă parte, pentru că acolo în Corint s-au refugiat foarte mulți dintre iudeii care nu credeau în înviere. Știți că era o categorie dintre iudei, numiți saducheii, ei nu credeau în înviere. Și saducheii care s-au întors la Domnul, s-au întors și erau în biserica primară, punea în mintea celor din biserica din Corint, care ei veneau din filozofia greacă, dar erau ajutați de acești saduchei care aveau aceeași filozofie și erau împotriva învierii dintre cei morți. Ei nu credeau asta. Cu toate că proveneau din Israel, cu toate că aveau toată profeția Vechiului Testament, toate prorociile, toate exemplele date, cu toate acestea ei nu credeau în înviere. Și acest lucru a produs în inima celor din Corint oarecumva o clătinare a credinței. Și apostolul Pavel în capitolul 15 vine și începe cu dovezi ale învierii, vine și aduce argumente, pentru că tot capitolul 15 nu este altceva decât argumente în favoarea învierii lui Iisus Hristos și mai apoi el continuă în pasajul pe care l-am citit de la versetul 35, argumente în favoarea învierii credincioșilor. Slăvit să fie Domnul că Iisus Hristos a înviat, glorie Domnului! Apoi, de asemenea, Pavel în apărarea din fața lui Festus și acolo spune: împărate Festus, am fost dat înaintea ta și pe mâinile tale tocmai datorită învierii dintre cei morți. Apostolele și toate epistolele, tot Noul Testament vorbește despre învățătura
în învierea morților. Toate epistolele pauline, și aici vă dau câteva referințe, 1 Corinteni, capitolul 15, tot pasajul, 1 Tesaloniceni, capitolul 4, versetele 13-16, Roman 6-5, Roman 8-11, epistola lui Petru de asemenea, 1 Petru 1-3, 1-21 și 3-18. Și mai mult decât atât, multitudinea miracolelor învierii din Noul Testament. Domnul Iisus Hristos a înfăptuit miracole ale învierii. Apostolul Pavel, apostolul Petru, prin puterea lui Dumnezeu, au efectuat învieri din morți. Deci toate acestea nu fac altceva decât să fie niște fundamente de credință pentru ca noi astăzi să credem că învierea dintre cei morți nu este altceva decât o învățătură biblică și fundamentată pe Scriptură. Și cel mai mare fundament și adevăr este că Iisus Hristos a înviat. Slăvit să fie numele Domnului! Iar faptul că El a înviat este cea mai mare dovadă pentru noi, că într-o zi noi vom învia, slăvit să fie numele Domnului! Haideți să observăm în al treilea rând, după ce am văzut că învățătura aceasta are fundament biblic, aș vrea să observăm în continuare că învierea viitoare va fi o înviere a trupului fizic. Învierea viitoare va fi o înviere a trupului fizic. Biblia ne învață că trupul muritor va fi adus la viață. Învățătura Noului Testament arată lucrul acesta, că noi, că oamenii, că toți cei care au fost morți, vor primi trupuri fizice. Dragilor, când vorbim despre înviere, învierea nu va fi într-o formă necorporală. Nu va fi înviere într-o formă necorporală. Pentru că am vorbit de Domnul Iisus Hristos ca prototip al învierii noastre. El prin pârga celor care au înviat, primul rod, primul care a înviat dintre cei morți. Iisus Hristos este prototipul modului în care credincioșii vor învia dintre cei morți. Pentru că noi trebuie să înțelegem că Sfânta Scriptură vorbește că va exista o înviere, dar învierea va fi o înviere a trupului fizic. Și haideți să citim Romani 8:11, unde cuvântul Domnului spune în felul următor: și dacă Duhul celui ce a înviat pe Iisus dintre cei morți locuiește în voi, cel ce a înviat pe Hristos Iisus din morți va învia și trupurile voastre cum muritoare din pricina Duhului Său care locuiește în voi. Deci, învierea dintre viitoare va fi o înviere a trupului fizic. Filipeni capitolul 3, versetul 21, în care cuvântul Domnului spune felul următor: El va schimba trupul stării noastre smerite și îl va face asemenea trupului slabei sale prin lucrarea puterii pe care o are să supună toate lucrurile. Și totodată, 1 Corinteni, capitolul 15, versetele de la 42 la 44 spun așa: așa este și învierea morților, trupul este semănat în putrezire și învie în neputrezire, este semănat în ocară și învie în slavă, este semănat în neputință și învie în putere, este semănat trup firesc și învie trup duhovnicesc. Dacă este un trup firesc, este și un trup duhovnicesc. Deci vedeți că Scriptura nu spune că noi vom învia în duhuri, nu, ci Scriptura spune că noi vom învia într-un trup duhovnicesc. Deci din punct de vedere biblic, învierea viitoare va fi o înviere a trupului fizic. Pentru că trupul înviat al lui Iisus Hristos este prototipul, noi credincioșii, la înviere, vom învia în trupuri asemănătoare a Domnului Iisus Hristos. Slăviți să fie Domnul pentru aceasta! Când vorbim de învierea lui Iisus Hristos, au fost unii care au încercat să conteste învierea lui Iisus Hristos, spunând tot felul de teorii. Însă, Iisus Hristos, când a înviat, spune Scriptura că a înviat nu într-un duh cu formă trupească, ci Scriptura spune că Iisus a avut un trup real care putea să fie atins. Spune Scriptura că Iisus, după înviere, a fost văzut de ucenici, a fost atins de Toma, a fost văzut de ucenici, a fost atins de ucenici. Mai mult decât atâta, în Luca, în capitolul 24, spune Scriptura că trupul Domnului Iisus Hristos înviat a fost capabil să consume alimente. Ascultați ce spune cuvântul Domnului în Luca, în capitolul 24, aici cuvântul Domnului spune că ucenicii se aflau pe malul Mării Tiberiadei și erau, ce făceau? Prindeau pește. Și ascultați ce spune cuvântul Domnului: pe când vorbea ei astfel, însuși s-a stat în mijlocul lor și le-a zis: pace vouă, plin de frică și de spaimă, ei credeau că văd un duh. Dar el le-a zis:
Pentru ce sunteți tulburați? Și de ce se ridică astfel de gânduri în inima voastră? Uitați-vă la mâinile și picioarele mele. Eu sunt, pipăiți-mă. Și vedeți, un duh n-are nici carne, nici oase. Cum vedeți că am eu. Și după aceea a zis, după ce a zis aceste vorbe, și-a ridicat mâinile și le-a arătat mâinile și picioarele sale. Fiindcă ei de bucurie încă nu credeau și se mirau, el le-a zis, aveți ceva de mâncare? Le-au dat o bucată de pește fript și un fagură de mere. El l-a luat și a mâncat înaintea lor. Deci vedem că trupul înviat al Domnului Iisus Hristos nu a fost înviat într-un duh. Că am mai auzit expresii de genul pe care unii îl folosesc, unii proroci, care folosesc expresia că Iisus a murit în trup, dar a înviat în duh, ca să argumenteze că prorocia respectivă vine de la Domnul. Conform Sfintei Scripturi, cuvântul Domnului spune că trupul înviat a Domnului Iisus Hristos a fost într-un trup fizic. Învierea va fi într-o formă fizică. Iisus nu a înviat într-un duh. De aceea, când auzim astfel de lucruri, să știți că acest lucru nu este biblic, nu are fundament biblic. Biblia vorbește de faptul că Iisus Hristos, când a înviat într-un trup care putea să fie pipăit, care putea să fie atins, un trup care mânca, care consuma alimente. Lăudați să fie Domnul pentru aceasta. Deci, punem în mintea noastră, în această seară, știu că marea majoritate dintre dumneavoastră știți, dar este bine să repunem adevărurile biblice în inima noastră. Învierea viitoare va fi o înviere a trupului fizic. Haideți acum să vedem în al patrulea rând, după ce am văzut că învierea viitoare va fi o înviere a trupului fizic, haideți să privim la natura trupului învierii viitoare. Care este natura trupului învierii viitoare? Și acum vom trece în pasajul pe care l-am citit în partea a doua, din 1 Corinteni, capitolul 15, și vedem că Apostolul Pavel anticipează această natura trupului învierii cu o întrebare. De fapt, sunt două întrebări referitor la natura trupului învierii. Și ascultați, dar va zice cineva, cum învie morții și cu ce trup se vor întoarce? Adică, care va fi natura trupului înviat după înviere? Și Apostolul Pavel aduce un răspuns din punct de vedere uman foarte logic. Pentru că el vine și spune, versetul 37 și 38 și 39, și astfel când semeni nu trupul care va fi, ci doar un grăunte, Pavel vine și aduce înaintea corintenilor un argument și face o analogie între sămânța semănată în pământ și planta care iese, pentru ca oamenii să înțeleagă cum va fi natura trupului după înviere. Și Pavel vine și spune, ci doar un grăunte, cum se întâmplă, fie de grâu, fie de altă sămânță. Apoi Dumnezeu îi dă un trup după cum voiește și fiecarei semințe îi dă un trup al ei. Dar este foarte interesant să înțelegem. Și noi știm asta, că dacă pun grâu în pământ, nu iasă secară. Grâu iasă. Porumb bun, porumb iasă. Deci vedem că este foarte interesant și Pavel vine cu o explicație destul de logică. Nu încearcă Pavel, exact cum spunea fratele Dorin, învățătura lui Pavel nu s-a bazat pe explicații științifice, ca oamenilor filozofi, nu. Ci a venit de fiecare dată cu explicații simple, ca oamenii să înțeleagă adevărul Scripturii. Slăviți să fie Domnul pentru aceasta. Apostolul Pavel arată că învierea morților nu va fi o simplă resuscitare a trupului care a murit. Cu toate că învierea va fi un trup fizic, Pavel vine și spune că învierea nu va fi o simplă resuscitare a trupului care a murit, așa cum a fost exemplul lui Lazar. Lazar a murit, a fost pus în mormânt și Iisus când l-a chemat afară, același trup care a fost pus în mormânt, a ieșit afară. Și el și-a continuat o perioadă de timp viața pe pământ, după care iar a murit. Când vorbim de învierea viitoare, învierea viitoare, cu toate că va fi un trup, trupul acesta nu va fi la fel, pentru că va fi un trup după modelul Domnului Iisus Hristos. Și Pavel arată, tocmai pentru asta vine Apostolul Pavel, și arată că sunt două feluri de trupuri. Trupuri pământești și trupuri cerești. De aceea vine în 40 și spune, tot așa, sunt trupuri cerești și trupuri pământești. Alta este strălucirea trupurilor cerești și alta este strălucirea trupurilor pământești. Deci, cu alte cuvinte, la înviere, noi nu ne vom reîntoarce la aceleași trupuri pe care le-am depus în țărână. Va fi tot un trup,
Dar trupul acesta va fi foarte diferit de trupul care a fost pus în țărână. Cu alte cuvinte, haideți să facem referire puțin la Domnul Iisus Hristos. Pe lângă faptul că trupul acesta avea capacitatea fizică de a mânca, de a fi atins, spune Scriptura că trupul Domnului Iisus Hristos avea capacitatea să apară dintr-o dată în încăpere. Și în Ioan, în capitolul 20, după înviere, spune Scriptura, în capitolul 20, de la versetul 19 în jos, că ucenicii stăteau de frica iudeilor ascunși. Și deodată, în timp ce erau ascunși în camera aia de frica iudeilor, spune că Iisus a apărut deodată în mijlocul lor și le-a zis, pace vouă! Deci vedem că trupul înviat al Domnului Iisus Hristos avea capacitatea să apară dintr-o dată în încăpere. Ca și cum noi am fi toți aici adunați și deodată Domnul Iisus Hristos ar apărea aici, în față. Este același lucru. Deci vedem că natura trupului învierii, dragii mei, este modificat. Există o modificare la natura trupului învierii, pentru că noi nu ne vom întoarce în aceleași trupuri care le-am depus în țărână. Și Apostolul Pavel își bazează acest argument, această adevăruri, prin exprimând două adevăruri fundamentale, care spune versetul 50. Ce spun eu, fraților, este că nu poate carnea și sângele să moștenească împărăția lui Dumnezeu și că putrezirea nu poate moșteni neputrezirea. Cu alte cuvinte, Apostolul Pavel vine și spune, da, la înviere noi vom primi trupuri care vor fi modificate, trupuri de slavă, că el face o analogie și vom vedea mai apoi analogia care o face între trupul firesc și trupul duhovnicesc. Și Apostolul Pavel vine și spune că carnea și sângele nu poate să moștenească împărăția lui Dumnezeu cu trupul acesta. Trupul acesta este incompatibil cu mediul ceresc din împărăția lui Dumnezeu. Trupul acesta este clar inferior pentru a putea să-și ducă viața în veșnicie alături de Dumnezeu. Și atunci este nevoie ca trupul acesta, pe care noi l-am depus în țărâna pământului, când va învia, el va învia un trup. Însă trupul acesta va fi identic ca trupul Domnului Iisus Hristos, pentru că carnea și sângele nu poate moșteni împărăția cerurilor și pentru că, în al doilea rând, există trupuri pământești și trupuri cerești. Pavel vine și explică foarte bine lucrul acesta. Explicând diferența dintre trupul muritor și cel ceresc, Apostolul Pavel vorbește despre varietatea de trupuri. Și aici el dă exemplu de la versetul 39 și spune așa, nu orice trup este la fel. Altul este trupul oamenilor, altul este trupul dobitoacelor, altul este trupul păsărilor, altul al păștilor. Tot așa, sunt trupuri cerești și trupuri pământești. Dar alta este strălucirea trupurilor cerești și alta este strălucirea și alta trupurilor pământești. Cu alte cuvinte, peștele care trăiește într-un mediu acvatic, el nu poate trăi într-un mediu terestru, pentru că structura trupului său este făcut de așa manieră încât să poată să trăiască, să trăiască în mediul acvatic. Un pește nu poate să fie pasăre și nicio pasăre nu poate să trăiască în mediul acvatic. De altfel, între dobitoace există mare diferență. Sunt dobitoace care sunt diferite una de alta. Tocmai de aceea Apostolul Pavel vine cu argumente logice și spune, oameni buni, învierea morților este că atunci când noi vom primi un trup, trupul pe care noi îl vom primi va trebui să fie trupul care să poată să-și ducă existența în mediul ceresc. Slăvit să fie Domnul pentru aceasta. Și Pavel vine și vorbește despre acest lucru și explică acest lucru, pentru că condiția de viață este alta, iar mediul total diferit. Care este concluzia paulină? Că trupurile pământești sunt specifice pentru mediul pământesc, iar trupurile cerești sunt specifice pentru viața cerească în împărăția lui Dumnezeu. Lăuda să fie numele Domnului. Pentru că avem stabilit acest adevăr dintre trupul învierii, care va presupune adaptarea trupului la nevoilor realității vieții din veșnicie, aș vrea să răspundem la întrebarea, care este relația dintre trupul actual și trupul învierii? Deci am spus că trupul actual va modifica și va avea o modificare la înviere. Care este relația dintre acestea două, dintre trupul actual și trupul învierii? Și Apostolul Pavel explică lucrul acesta până la versetul 58, răspunsul lui Pavel este dat și Pavel face o analogie ca să înțelegem. Analogia lui Pavel este dată de sămânță și planta care răsare. Analogia paulină scoate în evidență două mari adevăruri fundamentale. Între sămânța care este semănată în pământ și planta care învie și care răsare, există continuitate.
Așa cum spuneam, dacă grâu pui, grâu iasă. Dar există diferență între bobul de grâu și planta care răsare. Există diferență între sămânța de porumb și planta de porumb. Există o mare diferență. Planta este foarte diferită. În același mod, Apostolul Pavel vine și spune că natura trupului mort va da natura fizică a trupului înviat. Știți că oamenii de știință, explicând procesul acesta al germinării sămânței pentru a deveni plantă, spune că sămânța care este semănată, ea trebuie mai întâi să putrezească. Și în putrefacția aceea, germenele care se află în acea sămânță dă natura plantei care răsare. Tocmai de aceea punem porumb și iasă porumb, punem grâu și iasă grâu. Deci există continuitate. Apoi, un al doilea adevăr pe care Pavel îl spune pe lângă faptul că între sămânță și plantă există continuitate, la fel între trupul care este mort, natura trupului mort și natura fizică a trupului înviat, Pavel vine și spune că între sămânța semănată și plantă care răsare, există o schimbare și o transformare. În același mod, pe lângă faptul că există continuitate, există și schimbare. În același mod, trupul înviat va avea parte de o schimbare și de o transformare. Deci, continuitatea constă în faptul, în păstrarea esenței de trup fizic, iar apoi schimbarea și transformarea constă în faptul că trupul fizic muritor va deveni trup ceresc, duhovnicesc, așa cum spune Apostolul Pavel. Haideți să ne uităm puțin la care sunt atributele trupurilor înviate. Pentru că sunt niște atribute care scot în evidență diferența dintre trupul mort, care este pus în putrezire, și trupul care învie duhovnicesc și învie neputrezire. În primul rând, din punct de vedere al naturii interne, el va fi incoruptibil, învie în neputrezire. Versetul 42. Alta este strălucirea soarelui, tot așa este și învierea morților. Trupul este semănat în putrezire și învie în neputrezire. Deci din punct de vedere al naturii interne, trupurile noi vor fi incoruptibile, nu vor mai putrezi. Trupul acesta cunoaște îmbătrânirea, cunoaște putrezirea și cunoaște moartea. Trupurile care vor învia, atributul trupului înviat este că el niciodată nu va mai putrezi, pentru că este trup duhovnicesc, slăvit să fie Domnul. Apoi, din punct de vedere al aparenței exterioare, ele vor fi trupuri de slavă. Versetul 43 vine și spune, este semănat în ocară și învie în slavă. Deci, din punct de vedere a părții exterioare, a aparenței exterioare, trupurile vor fi îmbrăcate în slavă. Însă, vreau să spun următorul lucru. Trupurile care au trecut prin moarte, la înviere, își vor păstra fizionomia pe care au avut-o în realitatea fizică. Pentru că Domnul Iisus Hristos, după ce a fost înviat, el a fost recunoscut fizic de ucenici. Modificarea fizică a Domnului Iisus Hristos, cu toate că trupul lui a fost un trup fizic, un trup de slavă, cu toate acestea, fizionomia a rămas identică. Ei au fost împietriți ca să-L cunoască, dar fizionomia va rămâne la fel. În același fel, noi, la înviere, vom păstra la înviere parte din fizionomie, pentru că noi ne vom cunoaște. Pe lângă faptul că, fiind trupuri de slavă, vom avea din partea lui Dumnezeu, în trupurile de slavă, o cunoștință aparte, adică să-i cunoaștem și pe cei pe care nu i-am văzut niciodată. Dar pe lângă aceasta, va exista, din punctul acesta de vedere, o păstrare a fizionomiei, cu toate că e vorba de un trup de slavă. Și apoi, din punct de vedere al capacității, ele, trupurile înviate, vor fi îmbrăcate în putere. Dacă până acum noi suntem limitați din punctul ăsta de vedere, din punct de vedere al structurii și al substanței, ele vor fi trupuri duhovnicești. Deci, în primul rând, vom avea trupuri care nu vor fi în putrezire, trupuri îmbrăcate în slavă, trupuri îmbrăcate în putere, acum puterea e limitată, puterea trupului pe care îl vom primi la înviere va fi diferit de cel pe care îl avem acum, apoi va fi, din punct de vedere al structurii și al substanței, trupurile duhovnicești vor fi diferite. Structura ca și trup duhovnicesc, dragii mei, ea se diferă foarte mult datorită faptului că elementul de bază în trupul muritor este sângele. Elementul de bază în trupul duhovnicesc pe care îl vom primi va fi Duhul.
Dacă în trupul acesta, structura de bază pe care noi avem, ca element de bază, muritor este sângele, în trupurile duhovnicești elementul de bază sau substanța va fi Duhul lui Dumnezeu pe care noi l-am păstrat în inimă, în duhurile noastre. Roman, capitolul 8, versetul 11. Asupra trupurilor înviate, dragilor, stricăciunea nu mai are nicio putere. Lăudat să fie numele Domnului. De aceea, natura trupurilor înviate, a celor nemântuiți, Biblia nu vorbește foarte mult. Dar dacă ne bazăm pe principiul din 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 38, că fiecare va primi un trup necesar pentru a trăi în mediul ceresc, putem declara că trupul celor necredincioși la înviere va fi un trup care va trebui să suporte consecința veșnică a iadului, a flăcărilor din iad, unde spune Scriptura că viermele nu doarme și flacăra nu se stinge. Deci trupurile celor necredincioși vor fi trupuri, pe baza acestui principiu, care va trebui să suporte toată consecința pedepsei veșnice din partea lui Dumnezeu. Un trup potrivit cu locul de groază în iad. Închei vorbind despre învățătura învierii, pentru că timpul este trecut, spunând că există trei cete ale învierii. Trei cete ale învierii. Învierea credincioșilor care au adormit în Domnul. Aceasta este prima ceată. Și aceasta va fi la răpirea bisericii. Și numită în Scriptură întâia înviere. Întâia înviere are două dimensiuni. Prima dimensiune, învierea la răpire, iar a doua dimensiune este învierea celor care au fost martirizați în cazul cel mare, care s-au tăiat capătul din pricina mărturiei lui Iisus. Apocalipsa, capitolul 20, versetele 1 la 5, vorbesc despre faptul că cei care li s-au tăiat capul din pricina mărturiei lui Iisus au înviat. Și acest lucru va avea loc înaintea împărăției de 1000 de ani. Și ultima înviere, adică a doua înviere, ele sunt trei cete, dar prima ceată, primele două vorbesc despre aceeași dimensiune, în două dimensiuni, prima și a doua, răpirea bisericii, credincioșii care au adormit în Domnul și apoi cei care vor învia înaintea mii de ani. Și ultima, din Apocalipsa, capitolul 20, versetul 15, vorbește despre învierea finală. Și la această înviere vor fi toți cei care nu l-au cunoscut pe Domnul, toți cei care n-au avut parte de mântuire și au fost departe de Dumnezeu. Toți aceștia, spune Scriptura în capitolul 20, versetul 15, vor merge în iadul care arde cu pucioasă veșnic. Pentru că ei nu au, și-au găsit numele în cartea vieții. Ce ferice de noi că suntem copiii lui Dumnezeu. Dragilor, ferice de cei ce adorm în Domnul. Pentru că învierea este o promisiune a lui Hristos. Și Hristos a înviat cel dintâi. Și noi, dacă nu vom trece din viață și îl vom găsi pe Domnul în viață și venirea Lui ne va găsi în viață, vom fi transformați și vom fi să trăim totdeauna cu Domnul. Dumnezeu să ne ajute să trăim o viață curată, sfântă și aproape de El. Să nu pierdem mântuirea. Dumnezeu să ne ajute. Amin.